Câte scenarii despre lumea în care o să trăim cot la cot cu roboții ai auzit în ultima vreme? Toate par că sunt adevărate și că urmează să ne împărțim viețile cu roboții. Dar te-ai gândit că o facem deja? Tot ce trebuie să faci ca să realizezi asta e să nu te mai gândești la roboți ca la o copie a oamenilor cu mâini sau picioare. Sau la roboți care imită animalele. În cazul acesta realizez că roboții sunt aici și că trăim alături de ei de zeci de ani deja. Vorbim, în primul rând, despre cei din fabrici și depozite, despre mașinările care sunt programate să producă în masă, să facă tascuri repetitive pentru că o fac mai bine și mai repede decât oamenii, sau despre roboți care plimbă cutii grele printre rafturile extrem de înalte dintr-un depozit. Dar aceștia sunt doar roboți care muncesc din greu pentru noi. Mai există și categoria celor care ne-au intrat în casă. Hai să spun. Dacă ai o mașină de spălat smart, ai de fapt un robot care îți spală hainele. Espresso smart, echivalentul unui roboțel care îți face cafeaua dimineața. Dar cel mai bun exemplu de robot pe care îl folosești deja în casă este aspiratorul acela micuț pe care îl lași să se plimbe pe podelele tale când tu nu ești acasă. E unul dintre cei mai dezvoltați roboți pe care îi avem acasă. Știe când trebuie să facă curat, știe exact cum arată casa ta. Asta pentru că a făcut o hartă cu toate camerele și toată mobila care îi stă în cale. Și cel mai important știe unde îi e locul, se întoarce mereu la el. Deci ai în casă un robot care e aproape independent cu voia ta. Data viitoare când te întreb cum va arăta viitorul în care o să trăim cu roboții, aduți aminte că suntem deja acolo.